Bun găsit! Sunt profesor Mândița Baias și continuăm seria materialelor referitoare la proiectul de dezvoltare instituțională. De data aceasta, identificarea și prioritizarea problemelor. Mai întâi, enunțăm problemele existente la un moment dat în școală. Apoi, descoperim legăturile de cauzalitate dintre problemele stabilite și aranjarea problemelor respective în ordinea dictată de aceste legături. Alegerea problemei care, odată soluționată, poate oferi grupului de beneficiari rezultate importante. Identificarea problemei principale. Luăm în considerare mai multe criterii. Urgență. Influența negativă crește odată cu trecerea timpului, nesoluționarea ei poate genera o criză. Importanță nu poate fi neglijată, aria de influență negativă este largă, consecințele sunt grave. Fezabilitate poate fi soluționată cu resursele umane și materiale disponibile. Dacă acestea nu sunt suficiente, problema este divizată în câteva subprobleme, efortul fiind orientat spre cele ce pot fi soluționate cu resursele existente. Și monitorizare pot fi asigurate monitorizare și controlul calitativ și continuu. Problemele identificate se prezintă Consiliului Profesoral și se, poate, se, se dă răspuns la următoarele întrebări. Cât de actuale sunt problemele evidențiate? Cauzele problemelor sunt determinate corect. Soluționarea problemelor enunțate ține de competența instituției. Soluționarea problemelor enunțate va contribui la realizarea viziunii. Opiniile corectate, colectate se utilizează la reformularea problemelor? Autoevaluare privind corectitudinea formulării problemelor. Numărul de probleme este mare. Este recomandabil să fie selectate 4-5 probleme maj majore. Numărul mare de probleme este un indicator al faptului că unele dintre ele sunt efecte. Nu este clar pe cine afectează problema. Problema prezentată este un efect. Cauza rămâne în umbră. autoevaluare privind corectitudinea formulării problemelor, acestea nu țin de competența instituției, unele dintre ele. Mai multe probleme indică drept cauză lipsa resurselor materiale și financiare. Nici o problemă nu este generată de capacitățile, competențele slab dezvoltate ale managerilor sau cadrelor didactice sau de eficiența redusă a procedurilor manageriale aplicate în instituție. Nu este clară legătura între problema identificată și viziunea, misiunea instituției. Problema prezentată nu este demonstrată prin faptele incluse în nota informativă și în analiză. Problema conține mai multe cauze și consecințe. Vă prezint acum a, arborele problemei. Și anume, avem în centru problema, îi cunoaștem cauzele, îi determinăm efectele și astfel identificăm problemele esențiale ale instituției. Vă urez succes în identificarea problemelor școlii.